în următoarele săptămâni vom relansa măsura de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii, care a fost inițial finanțată tot prin program operațional regional. Și vom redeschide, să spunem, această linie de finanțare, care a avut un succes extrem de mare și pentru care deja în anul 2017 am făcut realocări de fonduri pentru a putea semna toate contractele de finanțare care au depășit punctajul minim de calitate. Prin urmare, așteptăm ca, probabil până la finalul lunii septembrie, programul operațional regional să redeschidă apelul cunoscut sub denumirea de 2.2. Este vorba de o schemă de ajutor de stat regională, așa cum spuneam, destinată întreprinderilor mici și mijlocii, pentru a-și consolida competitivitatea pe piața internă și piața internațională, să spunem, expunerea la export. Așa cum a fost și apelul inițial, vor fi prioritizate domeniile identificate cu potențial competitiv în strategia de competitivitate, cu ajustările recente ale acestei strategii, pentru că, în mod evident, realitățile s-au mai schimbat din 2012 și au apărut și sectoare noi și tipuri de intervenție noi. De asemenea, acum noi suntem în proces, să spunem așa, de finalizare a proiectelor finanțate atât prin program operațional Capital Uman și Startup Nation, deja cunoscutul Startup Nation, pe care noi îl decontăm parțial din fonduri europene, și foarte probabil la sfârșitul anului vom vedea dacă s-au înregistrat economii și dacă vom redeschide anul viitor aceste finanțări dedicate celor care se află la început, care vor să pornească o afacere și să o crească pe teritoriul României. De asemenea, așteptăm finalizarea, să spunem, apelurilor din anul 2016, România Diaspora Startup și Startup Plus, pentru a vedea în ce măsură bugetul inițial alocat a fost integral utilizat. Din estimările noastre vom avea economii, în mod evident, oricum ne aflăm la jumătatea perioadei de programare, deci timp mai avem până în 2023 și probabil că în anul 2019, în funcție de aceste evaluări, dar și de apetitul din piață, vom analiza și redeschiderea acestor linii dedicate întreprinderilor nou înființate, evident cu sprijinul colegilor noștri de la Ministerul Comerțului și Mediului de Afaceri. A fost, să spunem, un experiment până la urmă să utilizăm Fondul Social European pentru construirea unei afaceri. De regulă, sau din mentalul colectiv, așa, Fondul Social European nu vizează neapărat antreprenoriatul, cât mai mult creșterea gradului de ocupare a forței de muncă, componenta socială, educațională. Însă regulamentul ne-a permis și noi credem că există un apetit extrem de mare în România pentru deschiderea unei afaceri, pentru a deveni antreprenor, chiar dacă nu la un nivel, să spunem, competițional pe piața internă extraordinar de mare, însă vine să suplinească, să spunem așa, lipsa deschiderii pieței pentru ocupare și, până la urmă, dorința fiecăruia de a avea o activitate independentă. Prin urmare, pe lângă acest apel pe care vor deschide curând colegii noștri din Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, de la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional, probabil că la începutul anului 2019 vor fi redeschise și liniile dedicate proaspeților antreprenori sau celor care doresc să se pregătească până la urmă, că nu este absolut necesar să ajungi să și implementezi până la urmă planul de afaceri dacă tu nu ești selectat, dar beneficiezi și de o serie de cursuri și de formare profesională și de dobândirea de calificări, astfel încât să-ți consolidezi, să spunem așa, puțin poziția pe piața muncii și să devii un actor tu ca persoană, un actor în piața muncii. Sigur, urmărim cu interes, dar aici colegii noștri de la Ministerul Agriculturii care gestionează Programul Național de Dezvoltare Rurală și ei au finanțat, în special
pe partea de activități non-agricole în mediul rural. Au fost măsuri cu un succes extrem de mare. Sigur că ei acum sunt în perioada de implementare și așteptăm cu toții să vină finalul acestui an, începutul anului 2019, să tragem linie, să vedem unde suntem și din perspectivă financiară, respectiv dacă sumele care au fost angajate au fost cheltuite integral, dacă sunt economii și dacă în continuare există apetit în piață. Așa cum vă spuneam, cel puțin din perspectiva beneficiarilor noștri de politică de coeziune, există în continuare apetit, există apetit în mediul de afaceri, există apetit pentru persoanele fizice până la urmă de a deveni antreprenori. De asemenea, suntem acum în pregătire pe ceea ce înseamnă tehnologia informației, deschiderea tot așa unui apel dedicat mediului de afaceri, dedicat operatorilor privați, să vină și să implementeze proiecte care au ca rezultat un produs tehnologic inovativ care poate fi folosit în partea de business. Iarăși acest apel a fost lansat în anul 2015, pe finalul anului 2015, a fost unul din primele apeluri lansate. Din păcate, evaluat destul de greoi și contractele de finanțare le-am semnat în anul 2017, din păcate în 2016 activitatea de evaluare pentru proiectele depuse a fost, nu a fost pornită, de fapt nici măcar oprită, nu a fost pornită și toate aceste proiecte au fost evaluate în 2017. Repet, și acolo apetitul a fost extrem de crescut, însă vorbim de o piață extrem de în mișcare și atunci și reacția noastră a autorităților trebuie să fie extrem de rapidă pentru a putea să le asigurăm finanțarea la momentul potrivit, mai ales în domeniul tehnologiei informației, unde soluțiile inovative se schimbă de la lună la lună. Dar am învățat, să spunem, ce am avut de învățat din experiența anului 2016 și ghidul este pregătit. L-am discutat și cu colegii noștri de la Consiliul Concurenței pe partea de ajutor de stat și deși acolo vorbim de o schemă de ajutor de stat regional, astfel încât să putem să susținem și proiecte cu o valoare mai mare, dincolo de schemele clasice de ajutor de minimis care merg până în 200.000 de euro. Sigur, în continuare rămâne și componenta de cercetare, însă acolo, la fel, proiectele sunt în implementare și așteptăm tot așa să vedem rezultatele implementării pentru proiectele semnate în anii trecuți, astfel încât să vedem ce sume mai avem disponibile și, evident, dacă apetitul este considerabil, chiar să ne uităm la realocări de fonduri între diverse linii de finanțare, astfel încât să asigurăm pentru mediul privat necesarul de finanțare pe care piața, să spunem, îl reclamă.